Cred că dezbaterea pe care ne-am propus-o este actuală și necesară. Actuală pentru că, într-adevăr, de când Alianța pentru Integrare Europeană guvernează la Chișinău, Republica Moldova s-a stabilizat macroeconomic, a reapărut pe harta extinderii europene și a conturat un profil regional mult mai promițător și a reușit și să amelioreze spectaculos relațiile bilaterale cu România. Realizările solide pe care ați avut bunăvoința de a le evoca nu sunt neapărat meritul ministerului pe care îl conduc, ci mai degrabă a conjuncției dintre voința noastră politică de a ajuta pe toate căile Republica Moldova și contextul de acolo care a permis un dialog structurat, atingerea unor obiective de etapă, completarea cadrului juridic bilateral și totodată ne-a încurajat alături de statele Baltice, Polonia și Franța să exercităm un lobby pro-moldovean cât se poate de activ atât la Bruxelles cât și în capitalele mari, fără a neglija capitalele acelor state membre care se implică direct în succesul parteneriatului estic. Din perspectiva Bucureștiului, credem că alegerile de la 28 noiembrie constituie un moment de răscruce istorică pentru țara vecină și suntem relativ optimiști. Sperăm că membrii, cele patru partide componente ale Alianței pentru Integrarea Europeană vor avea maturitatea politică necesară pentru a-și menține coeziunea și orientarea. Sigur, au ales ca procedură tactică de campanie cursa pe culoare separate. Să sperăm însă că ce se va reuni în coșul comun post-electoral va reprezenta un număr suficient de mandate în viitorul Parlament al Republicii Moldova pentru ca blocajele de până acum să fie depășite și pentru ca reformele să continue. Pe agenda europeană nou-nouță a Republicii Moldova au apărut o serie de subiecte cu un impact potențial considerabil. S-au făcut progrese și în ceea ce privește lansarea dialogului pentru liberalizarea regimului de vize și în ceea ce privește acordul cuprinzător și aprofundat de liber schimb. Credem că toate aceste realizări vor putea fi consolidate într-un ritm accelerat, de pildă chestiunea vizelor. Serbiei au trebuit 18 luni ca să treacă prin acest ciclu. Deci nu e o veșnicie. Este un proces în care dacă ești serios, livrezi rezultate, poți obții satisfacția. Noi am încercat să generăm interes politic, comunicare și acțiune din partea Uniunii Europene în relația ei cu autoritățile de la Chișinău. Și trebuie să vă spun că acest grup, inițial mic, tot mai
solid însă pe parcursul reuniunilor sale, grupul de state membre care susțin prin miniștrilor de externe parcursul european al Republicii Moldova, a avut ultima reuniune chiar la Chișinău pe 29 septembrie. Cum am spus eu atunci, a fost ca un fel de ghimnic de reuniune informală a miniștrilor de externe din UE în afara UE. 11 miniștri de externe, 24 de state membre care și-au trimis acolo fie miniștri, fie secretari de stat pentru afaceri europene și un mesaj politic deosebit de limpede, pe care eu l-am tradus cu un fel de sinceritate aparent brutală, spunând că Moldova, Republica Moldova nu are de ales între Federația Rusă și România la 28 noiembrie, ci între trecut și viitor. E vorba de democrație, de stat de drept, de reforme structurale în economie, de un nou peisaj instituțional, poate și de o viitoare Constituție mai modernă, deci de un proces de modernizare a statului, a societății, de cuplarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, care nu pot să aducă decât mai multă bunăstare, o viață mai bună pentru fiecare cetățean. Ar putea acest proces să oprească și ceea ce am cunoscut noi înșine, și anume o emigrație greu de oprit și mai ales deloc bună pentru economia țării, așa încât speranța noastră și acțiunea noastră solidară este legată de menținerea acestei tendințe mari, cu atât mai mult cu cât s-au conturat între timp și raporturi mult mai bune între Uniunea Europeană și Federația Rusă și totodată perspective noi de reluarea dialogului formal în formatul 5+2 cu privire la soluționarea conflictului transnistrean, ceea ce ne dă tuturor sentimentul că prin o atitudine realistă și înțeleaptă a tuturor actorilor implicați în aceste blocaje, am putea să întoarcem foaia și să scriem un nou capitol de istorie regională sub semnul stabilității, al încrederii reciproce, al securității garantate pentru toată lumea și al reformelor care să se răsfrângă într-o creștere a profilului geopolitic regional. Sigur că dialogul politic dintre București și Chișinău s-a concretizat și prin actualizarea ambițioasă a cadrului juridic bilateral. Acest tratat privind regimul frontierei și colaborarea în gestiunea comună a frontierei era necesar și în logica aderării la Schengen și pentru a descuraja ferm toate aceste alegații despre agenda anexionistă a României imperialiste. Nu mai suntem în anii 50, stalinismul este de mult o relicvă respingătoare a istoriei euroasiatice, să-i spunem așa. Trebuie să ne să fim pragmatici, să eliminăm din dezbaterea publică falsele ținte și falsele teme. Din punctul nostru de vedere, credem că în acest fel am dezarmat toată retorica anumitor medii politice de la Chișinău cu privire la o Românie bau-bau, o Românie înfricoșătoare, agresivă, care sub aparența unor bune intenții nutrește niște
planuri care să amenințe Moldova și mai departe. În realitate, ca și societatea românească și societatea din Republica Moldova este mai mult sau mai puțin multietnică, multiculturală. Eu sunt convins că dacă trendul european al politicii de la Chișinău se menține și se amplifică, toate minoritățile din Moldova, cea rusofonă, ucrainien, găgăuz sau ce ar mai fi, vor ajunge la concluzia de bun simț că cu cât cresc șansele de integrare ale europene ale Republicii Moldova, cu atât cresc și șansele lor, ca indivizi și comunități, de a trăi mai bine. Și în fața acestui calcul, cred că și coeziunea internă a societății din Republica Moldova va crește în următorul deceniu. E de dorit acest lucru, e de dorit dialogul direct între Chișinău și Tiraspol, este de dorit victoria rațiunii politice asupra resentimentelor istorice și asupra unei memorii politico-militare prea îmbâxite, prea încărcate și care ne ține pe loc. Așa că eu îi salut pe prietenii și oaspeții noștri. Mă bucur că domnul ministru Tănase, domnul viceministru Osipov, domnul primar general Chirtoacă sunt alături de noi. Și vă asigur că Guvernul României vă este un partener loial, deschis, sincer și consecvent, cu care veți putea construi în continuare cea mai directă și solidă punte către Europa. Vă mulțumesc!